Invitat în platoul emisiunii este doamna dr. Gabriela Popovici, candidată al Partidului Social Democrat la funcția de consilier local. Bună ziua și bine ați venit, doamna doctor. Bună ziua, bine ne-am regăsit. Da, bine v-am găsit. De data aceasta, de regulă la întâlnirile noastre, avem dezbateri pe probleme de sănătate. Acum le vom atinge tangențial și pe acestea, dar vorbim despre problemele orașului în care trăim și despre promisiunile formațiunii politice pe care o reprezentați în această campanie electorală. Iată că ne apropiem deja, mai avem o săptămână și ceva și se termină, trece și această campanie și să vedem cu ce platformă electorală vin social-democrații din Roman. Aș vrea să începem cu o chestiune oarecum apropiată de meseria dumneavoastră, legată de ceea ce reprezintă pentru dumneavoastră ca și cetățean, dar mai ales ca medic, mediul ambient din jurul nostru, cu ceea ce se poate face pentru păstrarea acestuia și așa încât Romanul să redevină ceea ce a fost dintotdeauna un oraș al florilor, un oraș al curățeniei și așa mai departe. În primul rând vreau să vă spun că domnul Gheorghe Oprea, pe care îl susținem ca și primar, candidat pentru primăria municipiului Roman, propune un proiect mai deosebit care se intitulează Romanul Altfel pentru anii 2016-2020. Ce înseamnă Romanul Altfel? Înseamnă că încercăm să vedem acolo unde se poate face mai bine. Sunt diverse domenii de activitate unde este loc de mai bine și ne-am gândit la modificări care pot fi benefice și pot veni în sprijinul locuitorilor orașului nostru. În ceea ce privește mediul ambient, ne-am gândit foarte mult la curățenia acestui oraș și anume la curățenia trotuarelor. Eu dimineața merg pe jos la serviciu și vreau să vă spun că trotuarele dimineața nu sunt curate. Foarte multe mucuri de țigară strivite sub talpa picioarelor se găsesc pe trotuare. Ceea ce dă este o notă discordantă și aici, ca și medic, eu cel puțin personal pot spune că m-aș putea implica, pentru că este vorba de fapt de o intensificare a educației sanitare către pacienții noștri, către populație, pentru că și cei care fumează trebuie să respecte niște reguli de igienă. Știți că prin cabinetul pe care îl am desfășor o intensă activitate de renunțare la fumat prin cadrul rețelei de tabacologie. Cabinetul merge foarte bine, avem mulți pacienți care au renunțat la fumat, dar cei care nu vor să renunțe la fumat, este bine să respecte niște reguli de igienă și nu în ultimul rând să nu mai arunce pe jos acest de mucuri de țigară care rămân. Ele nu se dizolvă, nu le ia vântul, ci pur și simplu rămân. În al doilea rând mă gândesc cine... Și sunt nocive dincolo de aspectul acesta? Sunt nocive. De ce? Pentru că vă dați seama, fiecare capătul care nu este arzând al mucului de țigară este în gura pacientului. Fiecare om are o anumită încărcătură de floră microbiană. Acea floră nu dispare, ea rămâne pe jos. Microbii respectivi, nu numai de tuberculoză, dar și restul de microbi, sunt antrenați de curenții de aer și sunt preluați și pot fi foarte ușor
luați, inhalați de alți trecători care nu au nicio vină că se îmbolnăvesc. Suntem în plină epidemie de viroze respiratorii. Nu mai spun de pneumoniile cu pneumococul, hemofilus influenzae, care se iau foarte ușor, exact prin curenții de aer. Deci de unde vin acești microbi? De peste tot. Dar aceste mucuri aruncate pe stradă foarte, foarte ușor sunt surse de contaminare. Deci spuneam că eu pot să mă implic în intensificarea educației sanitare, dar în același timp ne-am gândit cu toții în cadrul echipei PSD-ului la o revigorare sau o intensificare a curățeniei orașului. Deci gândiți-vă că dacă la primărie, spunem, este absolut ipotetic, înființarea sau dezvoltarea unui serviciu de salubrizare ar însemna și locuri de muncă pentru cetățeni, dar și persoane strict responsabile de curățenia orașului pe anumite zone, pe anumite cartiere. În prezent, această curățenie se mai execută de persoanele care, având ajutor social, sunt nevoite să desfășoare activitate de curățenie în anumite zile, un număr de zile pe lună. Se vorba aceste... de cei beneficiari legii 416, bun, venitul dar minim garantat. Aceștia nu sunt direct interesați. Pe când dacă am avea un salariat care are o anumită zonă de care răspunde, cu siguranță acesta și-ar da mai mult interesul și ar supraveghea mai îndeaproape curățenia zonei respective. Mă refer la trotuarele care sunt pavate și de asemenea curățenia străzii. Gândiți-vă, sau dacă vă puteți aminti, când a fost ultima dată spălat acest oraș? Altă dată se mai făceau. A fost spălat centrul orașului acum după zilele Romanului. Da, astăzi. Dar înainte, eu mă refer dinainte, până la această festivitate deosebită care a fost cu zilele cam Romanului. Cam o dată pe an, așa, în primăvară. Cam o dată pe an, mi se pare cam puțin. Mi se pare mai puțin la gradul de utilizare al străzilor, la numărul mare de populație. Aș vrea să vă spun că media de vârstă a pacienților mei și discutând și cu doamna director a Spitalului Bisericani, media de vârstă, știți care este, și o putem reflecta asupra întregii populații a Romanului, este de 70 de ani. Numărul afecțiunilor respiratorii în Roman este foarte mare. Ce fac acești pacienți? Foarte mulți dintre ei tușesc, chiar dacă fumează sau nu, tușesc, expectorează și, printr-un grad de cultură destul de precar, această expectorație ajunge pe trotuare, pe jos. Apa se evaporă, microbii respectivi sunt preluați de curenți de aer și este o sursă foarte frumoasă de infecție. Deci, utilizarea apei, utilizarea detergenților este imperioasă. Mai frecvent. Deci vorbeam de acest serviciu de salubrizare, oameni care să primească un loc de muncă cu o salarie corespunzătoare activității depuse și cu o cointeresare directă răspunzând de ceea ce fac. De asemenea, spațiile verzi care sunt. Spațiile verzi, ele există în orașul nostru, dar aș vrea să vă rog să vă uitați că ele nu sunt foarte bine întreținute, nici în centru, nici între blocuri, atunci când se face tăierea ierbii, de exemplu. Iarba aceasta tăiată zboară absolut peste tot, iar acolo unde nu este tăiată, buruienile și iarba este de dimensiuni foarte mari. Iar în centrul orașului, între tufele de tuia, nu este iarbă și sunt buruieni, cu țigări, cu mucuri de țigară. Vă rog să vedeți că ceea ce spun nu sunt minciuni, așa este. Ei, ar trebui ca acest serviciu de salubrizare pe care am vrea să-l înființăm, să se ocupe altul decât special. Cel cu care are primăria contract pentru 25 de ani? Eu cred care ține din mandatul PSD a primarului Căpușor. Eu cred că dacă ar fi un serviciu în care oamenii ar fi direct angajați ai primăriei,
ar fi mai responsabil de activitatea depusă decât un contract pe 25 de ani cu o anumită firmă particulară care să facă acest fapt. Da, contractul există și este foarte greu de reziliat pentru că sunt niște condiții. Da, e, atunci probabil trebuie văzut și trebuie intervenit. Astea sunt propunerile noastre. Amelio, iar dacă cetățenii sunt de acord cu ele, ne pot vota și atunci le vom demonstra că ceea ce spunem poate fi pus în practică. Aș vrea să rămânem tot în sfera noastră de activitate și să ne referim la propunerile cu care veniți în ceea ce privește un sector extrem de slab dezvoltat în Roman. Vorbim de acea medicină, rețea de medicină școlară. Din câte știu eu acum, mai avem doi sau trei medici de familie, doamna dr. Scac, acum și efectiv pentru medicină școlară. Da, deci, nu fac față. Nu fac față. Noi avem foarte multe școli în Roman, iar în mod ideal, să spunem, fiecare școală ar trebui să aibă un medic și un asistent. Medicii sunt foarte puțini, asistenți există și sunt aceste cabinete școlare sub îndrumarea unui asistent medical. Este nevoie de mult mai mult. Vedeți câte se pot întâmpla într-o școală unde copiii sunt în număr foarte mare, sunt copii de diverse categorii, să spunem, dar și de diverse vârste și se pot întâmpla foarte multe lucruri. Cabinetele nu sunt toate dotate corespunzător cu acordarea primului ajutor, iar prezența unui medic este absolut necesară. De asemenea, un punct nevralgic de care m-am lovit este faptul că asistenții medicali din rețeaua școlară, deși au nevoie de acele 30 de puncte EMC emise de Ordinul Asistenților Medicali, nu sunt lăsați să-și părăsească locul de muncă pentru a participa la cursuri. Bun, și atunci cum își îndeplinesc? Vedeți că nu prea pot să-și le îndeplinească. Și atunci sunt discuții. De ce? Li se spune așa. Deci am fost, știți că noi organizăm prin asociație și săptămâna asta avem cursuri de îngrijiri paliative creditate cu 18 credite de OAMMR. Foarte multe asistente ar fi dorit să participe, dar cursul se ține joi și vineri. Deci în cursul săptămânii. Ele ar dori ca aceste cursuri să se țină în weekend, sâmbătă, duminică. Nu se poate, pentru că și lectorii au și ei programul lor de activitate și pentru ei sunt ținerea acestor cursuri face parte din programul lor de serviciu. Și atunci nu se poate face decât în cursul săptămânii și discutând cu niște asistente foarte, foarte bine pregătite, erau foarte supărate și urmau să facă demersuri și diverse discuții cu Ordinul Asistenților și cu conducerea primăriei. Deci, un asistent trebuie să fie foarte bine pregătit profesional. Aceste pregătiri se iau prin cursuri, iar libera practică 30 de credite. Ele trebuie să fie lăsate să facă aceste cursuri pe rând. De exemplu, dacă într-o școală, de unde mă refer, sunt două cadre medicale. O zi una, o zi una. Cealaltă poate ține locul și celelalte. Deci dacă sunt două, una o poate supline și pe cealaltă. Asta e nenorocire, că nu sunt câte două. Unde au fost probleme erau două. Deci și aici, deci putem interveni. Deci se poate discuta cu Ordinul Asistenților Medicali, se poate discuta cu rețeaua școlară, cu conducerea rețelii școlare, se pot găsi soluții. Da, dacă se vrea. Dacă se vrea. Dar noi vrem acest lucru, pentru că este foarte ușor să spui, nu se poate, poate nu te duci, nu mă interesează ce faci. Cum nu interesează? Dar nu se poate, că e lege. Unde e lege, nu-i tocmeală. Legea, de exemplu, și la spital, noi am avut probleme cu medicii care nu puteau pleca. Și atunci s-au emis, conform conducerii spitalului, salutar, extraordinar de bine, fiecare are dreptul la 10 zile de concediu pentru studii. Sunt zile plătite, noi plecam la congrese tot, reuniuni științifice. Da, și imediat lunea următoare veneam cu diploma respectivă, copia rămânea la conducere, dovadă că am fost la aceste cursuri și beneficiam de salar în continuu. Deci dacă se găsesc soluții, ele există și pot fi puse în practică.
Și rămânând tot în domeniul acesta, am văzut că dumneavoastră aveți și o serie de soluții pentru rezolvarea problemei spațiului în care lucrați. Este vorba de acea policlinică care arată ca după bombardament, asta o știm, spitalul arată din ce în ce mai bine, dar în ceea ce privește policlinica este jalnicul jumare. Policlinica Roman a fost dată în folosință în 1965, când eu aveam 9 ani și când tatăl meu a preluat cabinetul de la camera 56, etajul 1, ca medic oftalmolog. Deci eu cunosc policlinica aceasta foarte bine din copilărie, pentru că acolo mergeam la tatăl meu când ieșeam de la școală. Și vreau să vă spun că în prezent arată așa pentru că tot mereu a fost lăsată la urmă pentru a putea fi renovată. Și din 65 nu a suferit nicio reparație capitală. Nimica. Chiar și firma, dacă o puteți vedea, firma care este exact lângă intrarea din față, pe mâna dreaptă, un pătrățel negru scris cu argintiu, dispensar policlinic roman, este tot din 1965. În momentul de față, primăria demarează un program de refacere a policlinicii. Este în studiu. Cu siguranță, într-o perioadă relativă, lucrările vor începe. Ca și consilier, de exemplu eu, am niște idei. Mă bucur că poate voi fi consilier, ca aceste idei ale mele să poată fi luate în seamă și să poată fi reconsiderate. De exemplu, vă puteți uita la firma policlinicii, care v-am spus e din 1965. Vă puteți uita la intrarea în policlinică, intrarea principală, care nu are loc pentru intrat pacienții cu căruțuri, deși este obligatoriu. Această rampă pentru căruțe este în spate, dar nu fiecare care intră în policlinică poate să o ia prin curtea spitalului, prin spate, ca să intre prin spatele policlinicii, prin intrarea din spate unde este rampă. Mi se pare normal ca o rampă să existe și în fața policlinicii. De asemenea, nu mi se pare... Aici însă mai este o problemă, din câte mi-amintesc eu, nu știu ce s-a rezolvat, că acolo spațiile sunt mixte, spitalul mai are ceva spații, are DSP-ul și medicii comodați. Și medicii s-a ajuns să ajunge la un consens general, fiecare va trebui să achite. Am avut o discuție cu domnul primar, chiar foarte frumos și colegial. Toată lumea este de acord să contribuie pe lângă primărie pentru refacerea acestei policlinici. Însă policlinica nu trebuie făcută numai din punct de vedere al pereților. Ea trebuie și mobilierul respectiv, și nu mai corespund cu cele din 65. Mobilierul din sălile de așteptare, care este absolut deplorabil, un lift care să permită ridicarea pacienților până la etajul 2 al policlinicii și pot să vă spun că ar fi benefică o reevaluare a spațiilor, de exemplu, Comisia de Expertiză Medicală, acolo unde pacienții sunt cu mari grad de handicap, ei sunt pensionari pe caz de boală, se găsește la etajul 2. Când eram și eu tânără și mama mea lucra la Comisia de Expertiză, era la parter, în spațiu actual al scan expertului. Să nu uităm, cum se intră în policlinică pe mâna dreaptă, aripa respectivă este liberă acum. Eu nu spun nimica, sunt păreri, sunt idei acolo care pot fi benefice. Liber, așa se vrea înființarea acelui compartiment, dar spațiul este foarte mare, așa cum sunt astea două camere cu intrarea exact din holul policlinicii, s-ar putea foarte bine muta Comisia de Expertiză de la etajul 2 la parter, rămânând cealaltă cu intrare din curtea spitalului pentru compartimentul de îngrijiri paliative. Iarăși o problemă este spațiu verde din fața policlinicii. Dacă dumneavoastră l-ați văzut pe iarba respectivă călcată în picioare, chioșcuri, un chioșc de ziare și un chioșc mare cu răsaduri de flori.
oare locul acestuia este în fața policlinicii? Pacienții când vin, așa cum vin, cu sau fără bilete de trimitere, sau nu când merg să intre în spital, trebuie să meargă... Dar nu-i vorba de buchete de flori. Eu mă refer la cutii întregi de răsaduri de flori. Și le veți vedea că ele sunt mult mai intense decât atât cât este chioșcul propriu-zis. Deci eu nu cred că este locul, eu toată stima pentru aparținătorii acestui spațiu. Sunt oameni deosebit de amabili. Încearcă să vină pe placul tuturor. Dar oare acolo este locul lor? Da. Nu ar fi mai normal să fie un spațiu verde cu bănci unde pacientul să poate aștepta intrarea în policlinică sau ieșirea din policlinică sau să fie stații de microbuz acolo, stații de microbuz printre mașinile de parcare și printre mașinile de taxiuri care stau. Ce fac taximetriștii? Stau în fața spitalului, beau cafeaua de la chioșc și fumează. Chiștoacele de țigări împreună cu paharele sunt în fața porții și în fața gardului spitalului. Oare este normal așa? Categoric că nu. Haideți să vorbim despre soluțiile pe care le propuneți dumneavoastră pentru ceea ce se cheamă azil de noapte pentru boschetari. La ora aceasta există, ca să stabilim din start, există un proiect, acea anumită Casa Speranței, în care pot sta acești boschetari, dar numai noaptea, adică un timp limitat, a doua zi, că-i fric, că-i ploaie, că-i ninsoare, că-i... Asta sunt și au bocceluța și merg în stradă și foarte puțin timp. Ce soluție aveți dumneavoastră pentru... Noi am vrea să înființăm un azil care efectiv să existe pentru acești boschetari. Spunem că sunt oameni care nu au casă, care au nicio existenție. Acești oameni ai străzii pe parcursul întregii ierni au dormit în policlinică pe jos, acolo unde lăsau resturile alimentare și dejectele și ceea ce nu este deloc normal. Unde se spală sau, acești sau oameni? Sau s-au refugiat în unele secții, cum ar fi chirurgia sau cum asta? Da, sau la spital. Au intrat în spital prin centru de primiri urgențe, nu-i pot scoate în stradă și atunci îi plasez într-o secție unde ocupă un spațiu, un pat, dar neavând nevoie de îngrijirile respective medicale, nefiind asigurați de niciun fel. Și atunci am considerat necesar înființarea unui așezământ, să-i spunem, unde acest om să fie igienizat, spălat, îngrijit, despăduchiat, hrănit și nu numai pe perioada iernii și pe perioada de aici vară. Aici se pune problema financiară. Cu ce fonduri? Cu fond social de la primărie. Există o întreagă rețea de asistență socială. Să încercăm implementarea în cadrul acestei rețele, astfel încât acești pacienți care nu au nicio existență, dar care sunt focare de mizerie și de infecție, să poată beneficia, dar nu în cadrul unui spital de urgență. Nu are treabă cu spitalul mie de urgență. Problema mai gravă aici, mi se pare, aceea a copiilor, acești copii boschetari, care, cum știți, sunt și cei viitorii infractori, aici e mare. Ei sunt și cerșetori, dar sunt și hoți de buzunare și încercăm să facem un sistem prin care aceștia să poată fi reeducați, să poată fi reintegrați într-o societate cât de cât normală și cineva să se ocupe în mod real de aceștia și de părinților, dar și de copiilor. Știm că nu este ușor, știm că se implică anumite cheltuieli, dar să nu uităm că domnul Gheorghe Oprea este economist și atunci când dumnealui promite ceva și de acest fapt m-am convins cu siguranță și sunt convinsă de ceea ce spun, el nu promite nimic în plus decât ceea ce se poate în mod real realiza. Și acest fapt îl putem realiza.
M-am mai gândit la un lucru pentru spital. De exemplu, pentru spital ar fi benefică o mărire, o suplimentare a fondurilor spitalului. Deci spitalul are veniturile proprii, care nu sunt foarte mari, ele sunt limitate, și banii care vin prin DRG pe baza consultațiilor care sunt cu Casa de Sănătate. Și o parte din fonduri de prin bugetele acelea de la minister, nu? Și prin de la minister, naționale. Prin programele naționale care vin, sau Centrul de Primiri Urgenții, care este plătit direct de la Ministerul Sănătății. Dar ne-am gândit, de exemplu, pentru Spitalul Municipal de Urgență Roman, din Roman sunt pacienții care se internează, dar ei sunt puțini din Roman, pentru că marea majoritate doresc să facă tratamentul ambulator la domiciliu prin centrele de permanență. Care sunt foarte mulți. Sunt foarte puțină adresabilitate aici, ai veșnica probleme la centrele. Nu, vă explic. La ce m-am gândit eu și aș dori lucrul ăsta să fie discutat și luat în considerare de viitorul primar. Marea majoritate a pacienților internați și care stau în secție și mănâncă acolo sunt din comunele arondate spitalului. Mi se pare normal ca fiecare comună din zona arondată spitalului să participe cu o cotă parte, un procent din venituri, din asistența lui socială, din asistența medicală, din banii pe care i-a are, o cotă parte să fie atribuită Spitalului Municipal de Urgență Roman. Aceeași problemă se pune și din punct de vedere al rețelei școlare, pentru că și aici marea majoritate a celor, a elevilor care vin sunt din cele 27 de comune din jurul Romanului și este aceeași situație. Vedeți? Gândiți-vă că toate aceste utilități, toate sunt plătite din bugetul local al Romanului. Bun, eu m-aș referi de exemplu bun. Cheltuielile care sunt, haideți să ne referim la hrana pacienților. Da? S-a investit foarte mult în blocul alimentar al Spitalului Roman. Jos pălăria, totul este ok. Mâncarea este de foarte bună calitate, deși în proporții... De mai bună calitate. Deși în proporții mai mici în ultimul timp, am înțeles, dar supravegheată îndeaproape. Bun. Dar cei care stau internați în spital și mănâncă, că la cei din oraș, cam mai vine familia și le aduce mâncare. Cât o să mai poată veni, cât o să mai poată. Când se schimbă macazul cu infecțiile astea nosocomiale, accesul va fi limitat. Dar cu pacientul tot să vede. Și atunci mi se pare normal că fiecare comună, poate eventual și numărul de la biroul de internări, se poate vedea foarte, foarte bine din comunile respective câți pacienți s-au internat. Pacienții ce ia, deci pe lângă tratamentul care îl au și care este decontat de Casa de Asigurări, alimentația este plătită de spital. Mi se pare normal ca alimentația respectivă să fie plătită de comuna respectivă. Într-o cotă parte atribuită spitalului, fără supărare. Această problemă s-a mai discutat și este extrem de greu de realizat din cauza bugetului cu totul și cu totul nedestulător al localităților, mai ales a celor din mediul rural. Bun, atunci înseamnă că trebuie să umblăm puțin și la mărirea bugetului pe asistență socială, de exemplu. Nu? Da. Pentru că sunt foarte mulți pacienți, avem, care au ajutor social, cu o pensie de asta de ajutor social extrem, extrem de limitată. Gradul, știm foarte bine că nivelul de trai al populației și în special a populației de la țară a scăzut foarte mult. Copiii pacienților, marea majoritate, sunt plecați în străinătate, dar pacienții rămân și se îngrijesc singuri cu o medie de vârstă de 70 de ani. Da. Și ca să ne ducem de la un subiect să le legăm așa unul de altul, haideți să ne referim la ceea ce propuneți dumneavoastră în ceea ce privește cimitirul. Ce vă nemulțumește aici? Știți ce soluții aveți? Deci, în ultimul timp s-a lucrat foarte mult în cimitir, s-au tăiat copacii, s-au pus pavele, s-au făcut trotuare. Da, este minunat. Este foarte frumos. Gard, da, îmi place și fântâna arteziană cu broaștele țesute.
incestuoase, pentru copii este pe dreapta cum intre. Ce nu-mi place? Nu-mi place că atunci când ești nevoit să faci un parastas la mormânt, vine preotul, face slujba respectivă și familia respectivă este înconjurată de persoane sărace, paupere, care cerșesc, cerșetori, care, al căror cerc se strânge din ce în ce mai mult. Când preotul a terminat de discutat, de făcut slujba respectivă, acești oameni efectiv sar pe tine pentru pachetele de mâncare care le dai sau ceea ce împarți de pe tava de pe mormânt. Nu mi se pare normal. Am fost la Botoșani și am văzut un lucru care mi-a plăcut. Ce mi-a plăcut? La intrarea în cimitir, pe mâna dreaptă, la Botoșani, se poate face și aici cu siguranță, este o masă, de fapt două sunt, mese foarte lungi, cu bănci de lemn, și acolo tot, deci fiecare se duce la mormânt, își face slujba și tot ce trebuie, după care cu toate coșurile cu mâncare, cu pachete, se reîntoarce la ieșirea din cimitir pe aceste mese. Iar cerșetorii și oamenii care primesc aceste pachete stau acolo și acolo își primesc porția și rația și tot ce vreți pachetele. Deci nu peste mormânt, te duci să faci la mormânt o slujbă cu dorința de a te reculege, de a aduci un pios omagiu decedatului din familia ta. Nu poți face liniștit pentru că sar ceilalți. Ai poșete, sunt sacoșii și sar pe tine. Dacă s-ar menține și s-ar face lucrul acesta la intrarea pe dreapta, pe stânga în cimitir și toți ar sta acolo, vă spun eu că toată lumea ar fi mulțumită și fiecare și-ar primi porția respectivă, dar într-un mod absolut civilizat. Romanul oraș meșteșugăresc este o idee a dumneavoastră pe care ați împărtășit-o și colegilor din PSD, știm pe care au înscris-o bine, un program. Da, știm foarte bine că Romanul de-a lungul timpului a fost oraș meșteșugăresc. Ceea ce ne-am propus noi este organizarea unui centru foarte frumos de expoziții cu vânzare a meșteșugarilor. De exemplu, a fost foarte frumos acest târg făcut acum a meșteșugarilor, dar noi am vrea ca acest târg să existe permanent în Roman, nu numai atunci când s-a închis pentru 3 zile centru. Să fie un centru expozițional, s-a găsit și amplasamentul care este și se poate face în condiții extraordinar de frumoase. Să nu uităm că unul din cei din această echipă a noastră de consilieri este arhitect, domnul Vasiliu, a făcut un proiect extraordinar de frumos și putem face un centru expozițional în care acești meșteșugari să-și facă loc și să fie permanent în rândul nostru în Roman, cu o accesibilitate normală. Și de asta spuneam, Romanul este un oraș meșteșugăresc, dar nu numai 3 zile pe an, ci îl putem face lucrul acesta să existe permanent. Locuințele pentru tineri. Se spune că, de exemplu, s-a luat hotărârea generală pe țară ca în următorii 4 ani ale alegerilor să se construiască în jur de 6500 de locuințe pentru tineri. PSD-ul Roman se lipește de acest proiect și dorim dezvoltarea unui cartier pentru tineri. Dar, de fapt, cu ce propunere venim și ce dorim? Ca din terenurile care sunt disponibile, aceste terenuri să fie date tinerilor pe o perioadă mare de timp, gratis, iar arhitectul nostru, domnul Vasiliu, să le facă proiectele de casă gratuit, astfel încât tinerii să devină proprietarii unor case de care să se ocupe, casele să fie făcute așa cum vor ei,
pe un teren dat din partea primăriei. Există alocat un astfel de teren pe primăverii. Acum nu mai știu cum este cu proiectul ăla, că existau niște proiecte de case, dar n-au prea fost amatori, pentru că era un pic în afara finanțarea. Da, da, și era un pic în afara orașului și parcă nu aveau gaz și apă tras. Trebuiau să tragă lucrurile astea. Trăgeau, facilitățile. Noi am vrea ca acestea să identificăm terenurile mai din zona Romanului, nu dinspre periferia Romanului. Nu mai spunem de continuarea proiectelor de aneleuri care s-au construit așa frumos în zona ștrandului și de care este nevoie în continuare de suplimentare cu apartamente. De asemenea, am vrea foarte mult o modernizare a pieței centrale, tot așa printr-un proiect foarte frumos făcut de domnul Vasiliu, care poate fi văzut în această broșură emisă de PSD. Și nu putem spune, și în momentul de față piața este utilizată, este modernizată, s-a lucrat foarte mult, așteptăm darea în folosință acestei parcări supraetajate, dar să nu uităm că vis-a-vis de piață este acea piață pentru producători, care este practic un maidan pe care se așează producătorii an gro cu sacii direct ieșiți din mașină spre disperarea locatarilor din blocurile respective. Și acolo este loc de mai bine. Da. Alte probleme la care vreți dumneavoastră să faceți referire sunt cele de locuri de muncă pentru tineri. Să știe că municipalitățile nu au posibilități să creeze ele însele locuri de muncă, dar pot facilita crearea de locuri de muncă. La ce proiect ați gândit? Ne-am gândit la un proiect absolut deosebit, și anume, având în vedere faptul că Iașul are o facultate foarte frumoasă de calculatoare, deci de IT. Acum inginerii IT sunt în vogă, câștigă foarte bine și sunt foarte căutați. Într-o discuție directă cu un centru specializat din Cluj, am vrea înființarea în zona Romanului a unui centru de IT, un centru de incubator de afaceri cu tinerii noștri, astfel încât să îi facem să rămână în zonă și să nu plece peste hotare. De fapt, este un gând mai vechi al PSD-ului, aducerea tineretului din străinătate în țară și menținerea lui în zonele natale. Și acest lucru vrem să-l facem. Avem și posibilități, am găsit și persoanele care se pot ocupa de acest lucru. Deci un centru de calculatoare, de IT, un incubator de afaceri sau, de asemenea, un contract putem face cu cei din Cluj sau cei din București, rețele specializate în IT, pentru ca tinerii noștri școliți la Iași să aibă prioritate față de alții din întreaga țară. De asemenea, dorim să atragem firme care să construiască și să dezvolte în Roman locuri de muncă și dorim ca tineretul să rămână în zonă. Doamna doctor, am trecut în revistă o serie de proiecte ale Partidului Social Democrat. Aș vrea acum să discutăm despre modul în care a desfășurat această campanie electorală, modul în care lumea vă percepe, lumea este sau nu de acord cu proiectele dumneavoastră. Eu cred că lumea este de acord cu proiectele enunțate de noi și în special de mine. Deci eu discuțiile care le-am avut cu... Mai mult am purtat discuții cu pacienții mei la cabinet, venind la consultații. Consultația durează 10-15 minute, dar 5-10 minute tot am mai discutat cu fiecare, întrebându-l ce probleme sunt, unde s-ar mai putea interveni, spre ce ne-am putea orienta pentru a ameliora situația
prezentă acum. Și fiecare a avut ceva de spus, ceea ce s-a spus noi ne-am notat, au fost discutate și am încercat și am găsit soluții viabile. Deci, veți vedea că noi nu promitem luna de pe cer și nu putem promite lucruri care nu se pot realiza. Cu siguranță proiectele începute și care sunt în derulare acum, cu siguranță toate vor fi duse la sfârșit. Nimic, nu se va renunța la nimic, dar să nu uităm că întotdeauna este loc de mai bine. Și noi încercăm, asta încercăm, să aducem un zâmbet pe fața tuturor, o speranță de viitor și încredere că suntem cei care putem pe aici, pe acolo, îmbunătăți situația existentă în prezent în orașul nostru. Nu ne-am referit deloc și aș vrea să o facem în această emisiune la ceea ce vedeți dumneavoastră ca și intelectual despre zona culturală a municipiului Roman. Am trecut în revistă alte chestiuni din program, aș vrea să discutăm un pic și despre zona, da, mulțumesc. Zona culturală. Zona culturală este un pic uitată, să spunem. Ne-am bucurat foarte mult dacă Casa de Cultură, care în prezent este a sindicatelor, prin demersuri repetate, insistente, ar putea trece la primărie, astfel încât să fie redată romașcanilor, astfel încât toate concertele, tot ce se poate executa pe plan cultural, să se poate desfășura în Casa de Cultură, care este în prezent. De asemenea, veți sprijini sau veți iniția alt proiect decât cel propus de administrația actuală, care a pus acea taxă pe ruină, care să oblige sindicatele să își reabiliteze casa. Asta a început în această perioadă, ați văzut? Casa sindicatelor. Sindicatele sunt, am văzut că s-a văruit, să încearcă o amenajare a lor, dar sindicatele sunt multe. Și atunci, de fapt, căror sindicate aparține Casa de Cultură? Păi aici este problema. Vedeți? Că exact. N-a fost rezolvată din punct de vedere legislativ această chestiune. Și atunci, în 26 de ani. Niciodată nu-i prea târziu să această se insiste. Asociație a caselor de cultură, care în prezent ia 10% din veniturile și așa puțin. Prezența cu sindicatele, asta este de pe vremea lui Ceaușescu, nu? Când atunci era. Și vremea respectivă a pus de foarte mult timp. Deci mi se pare normal printr-o lege această casă să fie dată primăriei pentru a aparține întregului oraș. Aici ce pot trebuie face autoritățile locale? Asta e important. Ce pot face? Pot să insiste. Se poate insista. Se poate merge, de exemplu, pe organizarea unei alte clădiri. Mă refer la fostul cinematograf Unirea, care e în spatele hotelului. Prin amenajarea unei săli de spectacoli corespunzătoare, să nu uităm că avem trupa Alexandrescu, da? De teatru, un teatru eminent, extraordinar, care mai își desfășoară activitatea. Da, da, și aceștia își desfășoară activitatea la Casa Armatei în mod gratuit. Toată lumea este invitată acolo și nu plătește nimic. Mi se pare normal ca și aceștia să poată avea un sediu al lor, un fel de teatru. Țineți minte teatru Vasile Alexandrei, care era și care s-a distrus și s-a demolat din temelii? De ce n-am mai construit altul? După ce am murit acolo un boschetar. Dar de ce nu mai construim altul? Mai sunt clădiri poate dezafectate, cinematograful Unirea. Dacă căutăm, mai sunt cu siguranță centri care sunt părăsite de armată, da? Unde nu se mai face nimica. Toate pot fi reluate și încet, încet refăcut. Azi o leacă, mâine o leacă, dar trebuie foarte multă perseverență. Pentru cinematografiile acum nu mai au foarte mare amploare pentru că toate sunt pe televizor, pe telefon, pe tot ce vreți dumneavoastră. Dar o piesă de teatru îți face plăcere să o vezi. Un concert simfonic, un concert, îți face plăcere să-l vezi. Nu este bine să fie o casă, deci Casa de Cultură să fie a întregului oraș și nu numai a sindicatelor? Și atunci
cu siguranță căldura ar fi pusă la punct, tapiseria scaunelor ar fi pusă la punct, întreținerea casei de cultură ar fi pusă la punct, plus locuri de muncă pentru personal de îngrijire, pentru... Nu? Deci cam asta se poate face, se poate... Măcar putem încerca să facem lucruri frumoase. Doamna doctor, mai aveți 5 minute pe care le las la dispoziția dumneavoastră pentru a repuncta toate chestiunile din programul PSD-ului și al candidatului dumneavoastră, Gheorghe Oprea. Eu, fiind singurul medic din această echipă, mai mult m-am axat pe problemele medicale, pe problemele Spitalului Roman, a Policlinicii Roman, dar nu în ultimul rând, pe legislația medicală și aceste contracte cu casa de asigurări, în urma cărora mulți pacienți au foarte mult de suferit și pe baza cardurilor emise de sănătate și pe baza decontării serviciilor. Deci sunt foarte multe lucruri care pot fi puse la punct, pot fi îmbunătățite. De asemenea, trebuie intensificată gradul de educație sanitară a populației prin conferințe gratuite, prin mese rotunde unde oamenii trebuie să învețe, așa cum am vorbit, nu numai igiena fumatului, să nu mai aruncăm, să nu mai scuipăm pe jos, dar și probleme de acordare a primului ajutor, de igienă locuinței, de igienă școlară. Deci putem foarte mult îmbunătăți acest sistem de comunicare cu oamenii din jurul nostru. De asemenea, aspectul orașului, curățenia străzilor, curățenia trotuarelor, spațiile verzi, spațiile de parcare, al căror număr trebuie mărit. De asemenea, n-am mai vorbit de ciorile care erau în primăvară, care sunt în parc, care murdăresc peste tot. Cu acestea ce mai facem? Vom vedea. De asemenea, să continuăm asfaltarea străzilor. Ne propunem dacă pe perioade limitate se asfaltează câte o porțiune, câte un cartier, într-o perioadă de cel mult 4 ani, întregul oraș poate fi asfaltat, nu numai prin plombe pe găurile respective, ci asfaltat în totalitate. De asemenea, sunt foarte multe lucruri la care putem spune. Să nu mai spunem de oamenii străzii, oameni care au nevoie de ajutoare sociale, o regândire a întregii structuri de asistență socială, pentru că sunt oameni care au nevoie de asistență socială și nu o primesc suficient datorită lipsei de fonduri, bucurându-se numai de faptul că sunt asigurați, beneficiind de gratuitate prin casa de asigurări. Nu mai spunem de statutul medicului în spital, de munca pe care el o depune în lipsa de personal care este, de indicatorii pe care trebuie să-i realizeze și de volumul mare de muncă într-un timp care pare mult, mult limitat. Sunt foarte multe lucruri de spus, dar dacă cât de cât am fost explicită și dacă pacienții mei sau aparținătorilor au încredere în mine și sper din tot sufletul că nu i-am dezmințit, îi rog foarte mult să voteze poziția 2 pe listele de vot, poziția 2 a PSD-ului, ca și primar pe domnul Gheorghe Oprea, ca și consilieri și eu fac parte din această listă. Vă mulțumesc! Doamna doctor, și eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Sper că ați fost convingătoare care de obicei și nu ne rămâne decât să vă urăm succes în alegeri. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, să vă prezentați la urne și să votați cu cine credeți dumneavoastră că a fost mai convingător. Deci puneți ștampila pe buletin acolo pe echipa care v-a convins. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și eu. Zic o zi bună.